Bine v-am găsit, dragi români! Bine v-am găsit! Suntem în piața Marii Adunări Naționale. Foarte mulți în România nu știu de ce această piață se numește Piața Marii Adunări Naționale. Și le spunem acum. Aici, românii din Republica Moldova au dat în 1989 bătălia pentru limba română. 300.000 de români din Republica Moldova au cerut ca limba română să le fie limbă de stat. Aici, astăzi, venim cu al doilea mare eveniment și cerem parlamentelor de la București și Chișinău ca în cel mai scurt timp, în cinstea centenarului Unirii, să voteze din nou Unirea! Unire! 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 Unii spun... E greu. Nu le e rușine. Dar acum 100 de ani românilor le-a fost mai ușor să facă unirea? Nu. Le-a fost mai greu și au făcut-o. Avem obligația ca astăzi să o facem și noi. Și vă spun pentru ce. În primul rând, suntem singura țară care mai acceptă să trăiască după voința lui Stalin și Hitler. Balticii au fost băgați prin pactul ticălos Ribbentrop-Molotov în Uniunea Sovietică. Astăzi sunt în NATO și în Uniunea Europeană. Polonia a fost frântă și împărțită între Uniunea Sovietică și Germania. Astăzi este stat membru NATO și în Uniunea Europeană. România a rămas așa cum a semnat Molotov și Ribbentrop din voința lui Stalin și Hitler. Este o chestiune de demnitate națională, reîntregirea țării. Moldova este parte a României. Moldovenii sunt cetățeni ai României. Am văzut aici, în piață, copii, părinți cu copii de mână, oameni maturi, intelectuali, militari și toți vrem un singur lucru. Reîntregirea țării. Unirea. Unirea este cea de care are nevoie și România și Republica Moldova. Nu există alt drum pentru restabilirea demnității poporului român decât reîntregirea țării. Dacă România a avut două mari obiective, unul a fost să-și asigure securitatea, a intrat în NATO. Al doilea a fost să-și asigure prosperitatea poporului român, a intrat în Uniunea Europeană, care garantează o viitoare prosperitate. Al treilea obiectiv de țară nu poate fi decât unirea României cu Republica Moldova. Unire! 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 Eu vă asigur că voi rămâne alături de Partidul Unității Naționale din Republica Moldova un dedicat și devotat om care va lupta pentru unire. Vă mulțumim, domnule președinte!